Doamnelor și domnilor, bună seara, bine ne-am regăsit după pauza de o săptămână prilejuită de sărbătorile pascale. Iată că Sport Sud Special revine pe Media Sud. Dragi prieteni, dacă este luni, dacă este ora 19, atunci cu siguranță este Sport Sud Special pe Media Sud. Bogdan Cătruță vă salută și vă dă întâlnire la o discuție interesantă despre fotbalul feminin prezent și viitor, pentru că în privința trecutului, cealaltă dimensiune a timpului cam lipsește în cazul fotbalului feminin românesc și telormânean în special. Pentru această emisiune l-am invitat în studioul nostru pe Adrian Cioacă. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Președintele clubului de fotbal feminin Universitatea Alexandria și unul dintre factorii de dezvoltare ai fotbalului feminin din România la momentul actual. De asemenea, o jucătoare de perspectivă de la Universitatea Alexandria, Patricia Jderu. Bună seara. Salut, Patricia, la microfon, dacă se poate. Bună seara. Prima oară într-un studio de televiziune. Da. Bine ai venit și îți promit că dacă rezultatele vor mai veni, atunci vom veni noi ori la teren, ori te mai invităm. Să fie într-un ceas bun. Domnule profesor, ușor, ușor meciurile curg, ușor, ușor ajungeți în fața marii provocări a acestui sezon competițional 2013-2014, chiar dacă la începutul sezonului vă propuseseți să luați competiția step by step, analizând lucrurile de la meci la meci, trăgând linia apoi și analizând, ați câștigat Seria Sud a Ligii Întâi de Fotbal. Detașat. Cum au fost ultimele două etape, pentru că știu că ați înregistrat și prima înfrângere, în penultima etapă a campionatului, la Galați cu Oțelul. Cum a fost meciul de acolo? Cum să fie? Ambele meciuri, în general, au fost două meciuri modeste, în care noi am jucat foarte slab. Primele reprize ale ambelor meciuri, eu zic că ne-a lipsit atitudinea, fiindcă altfel nu se explică cum am putut decădea în unele momente de joc. După a doua repriză pot spune că ne-am făcut jocul nostru obișnuit, am avut multe ocazii, însă doar ghinionul ne-a făcut ca la Galați să suferim prima înfrângere din campionat și sper eu să fie și ultima din acest an competițional. Dincolo la Constanța am câștigat tot la fel, am avut norocul să câștigăm. Deci au fost meciurile, după părerea mea, ambele au decurs la fel. Cele două reprize ale celor două meciuri am avut multe ocazii, însă doar la Constanța am reușit să fructificăm ocaziile avute. Să sperăm că nu se mai întâmplă și eu am încredere în fete după ce am vorbit cu ele. Cred că la Galații au primit o lecție bună și de acum încolo știu cum trebuie abordat meciul cu Galații. Noastră v-ați clasat la finalul sezonului regulat din Seria Sud a Ligii Întâi de Fotbal Feminin, al doilea eșalon fotbalistic al fotbalului feminin, pentru că primul eșalon, Liga Întâi, echivalent a Ligii Întâi din fotbalul băieților, se cheamă Superliga, acolo sunt 8 echipe. Exact. 5 au fost în Seria Sud, 7 au fost, au fost 7 inițial și 5 au rămas pe parcurs să ducă competiția până la capăt. Ați câștigat detașat cu 21 de puncte, Oțelul Galați 12 puncte, cu un meci mai puțin disputat. Viitorul Buzău pe poziția a treia și Selena Constanța cu 8 puncte, poziția a patra. Acestea sunt primele patru echipe din Seria Sud care merg și în play-off. Și în play-off, da. CSS Târgoviște, cu un singur punct acumulat, nu mai merge mai departe, nu mai încearcă promovarea în Superliga. Va juca în play-out. CSS Târgoviște în play-out cu ultimele trei clasate din cealaltă serie. Seria Nord. Da. Seria Nord, ultimele trei clasate. Și la fel joacă tur-retur să face. Ce se întâmplă dacă pierde și acest play-out? Unde mai poate retrograda o echipă? Deocamdată nu, dar peste vreo 2 ani, dacă se va constitui liga, cea de-a treia ligă, dar se va numi o ligă regională, probabil că se va retrograda acolo, în această ligă regională, pe care peste 2 ani chiar vrem să o formăm. Sunt tot mai multe cereri să se înscrie multe echipe și sperăm să creăm și această ligă regională și automat e bine că o să avem 3 divizii și va fi benefic pentru tot fotbalul feminin românesc. Adică, ca să le povestim puțin telespectatorilor noștri care sunt mai puțin familiarizați cu problemele organizatorice ale competiției de fotbal feminin din România, avem o Superliga în care activează 8 echipe de fotbal și
două serii în Liga 1, eșalonul inferior. Seria Sud, unde activează și Universitatea Alexandria, și Seria Nord, acolo unde sunt 7 echipe. Da. Și echipa de pe poziția a 5-a în urma sezonului regulat, CSS Târgoviște, din Seria Sud, merge în play-out cu viitorul Reghin Ladies Târgu Mureș și Fotbal Club Măgura 2012 Bacău. Da, se pare că va fi Olimpia 2, Universitatea Tehnică, asta e echipa a doua a Universității Cluj, fiindcă a Olimpiei Cluj, mă scuzați, a Olimpiei Cluj, fiindcă ei n-au voie să intre în play-off și va intra, se pare, Reghinul în play-off, iar Universitatea Olimpia Tehnică 2 va intra în play-out. Complicate calculele în fotbalul feminin. Da. Se intenționează la nivel de federație, acolo unde dumneavoastră aveți un cuvânt foarte important de spus în privința fotbalului feminin, să fie înființată încă o competiție, un alt nivel competițional, dar organizat cu o structură regională. Da, exact. Pentru a nu solicita prea mult echipele cu deplasări și cu cheltuieli din partea federației, fiindcă și federația se ocupă de noi și ca să reducem special costurile. Special federația se ocupă de noastră. Să costurile să fie cât mai mici, implică asta, să organizăm ligii regionale. Două vorbe și de la Patricia. Acum, Patricia, ești în fața play-off-ului, ai fost una dintre obișnuitele primului lot, dacă nu mă înșel eu. Da. Cum a fost competiția pentru tine? A fost greu, pentru că sunt senioare, sunt mai mari de vârstă și... Tu ai 16 ani neîmpliniți, născută în 98. 98. Dar 2 ani, practic, a fost fotbal. Bine. Practic fotbal doar de 2 ani și m-am acomodat. Cu ce gând... Cum se simte vestiarul la voi? O întrebare clasică înaintea acestei etape a play-off-ului. Voi ați terminat pe primul loc, în mod normal, sunteți favoriți. Da, toate vrem victoria, nu vrem să mai greșim, să facem aceeași greșeală ca la Galați, să le mai luăm de sus, să le vedem învingătoare dinaintea meciului și vrem să promovăm. Cum este pentru tine? Tu ai fost descoperită la Crângu, acolo unde președintele clubului de profesie, profesor de educație fizică și sport, te-a văzut prin curtea școlii. Cum s-a întâmplat? Da, făceam handbal. I-am spus că vrem altceva, că nu mai vrem handbal. V-ați plictisit de handbal. Da. Și am încercat să jucăm fotbal. De acolo a văzut că ne descurcăm cât de cât și am mers mai departe la competiție. Am ajuns la... A fost că a apărut Olimpiada, că nu era prea atunci. Da, a apărut Olimpiada fix în acel an. Am ieșit campion național și de acolo ne-am gândit să... A început aventura cu Universitatea Alexandria. Da. Primul succes al dumneavoastră a fost acela de a câștiga Olimpiada Națională a Sportului Școlar la competiția de fotbal fete. După care ați închegat nucleul formației Universitatea Alexandria cu care... La cluburi. La cluburi. Câștigat, da, apoi la cluburi la Alexandria. Imediat după ce am ieșit campion național, la vreo 4 luni de zile, vreo jumate de an, am organizat la Alexandria turneul final de Under 14. Era atunci. Da. Și majoritatea fetelor erau din Crângu, în afară de Iulia Săvescu, de la Roșiori. De la Roșiori. Under 15 era. Da, under 15. Cel pe care noi le-am transmis în direct atunci. Și Ionela Streche, de la Măgura, a venit, tot la fel o găsisem cu 2 săptămâni înainte, o descoperisem. M-a sunat cineva ca eu. Am să dat și un gol în meciul de când cinci. Am văzut-o, am legitimat-o și a venit și altfel la competiție. Dar baza, cele 6-7 fete erau din Crângu și, practic, am câștigat și la cluburi cu același nucleu de fete. De acolo am început să creez chestia asta cu fotbalul feminin și să ajungem unde am ajuns. Am plecat de jos și am ajuns undeva mai sus. Mă, profesor, a fost o experiență și pentru dumneavoastră inedită. Cred că dacă vă întreba cineva acum 3 ani de zile unde vă vedeți viitorul, nu cred că v-ați fi imaginat ca și conducător al unui club important de fotbal feminin din țară și ca promotor al acestui fenomen la nivel național. Ați încercat cu fotbal în sală, mini-fotbal sau... Futsal. Un proiect eșuat în cele din urmă? Da, chiar n-am vrut să mai aud de fotbal după ce am terminat cu futsalul, cu sportul în general. Am fost tare dezamăgit, fiindcă și acolo am pus suflet, am încercat să creăm ceva. Din păcate n-am reușit și ce să vă spun, cu fotbalul feminin a apărut din nimic și am fost prea mult sprijiniți de federație de m-am apucat, fiindcă altfel nu mai luam de la zero, fiindcă știu prin ce am trecut și cu futsalul și e foarte greu să menții o echipă de futsal în Liga 1, costurile sunt ridicate, banii nu ne ajungeau, băieții la fel, nu prea le convenea situația, era normal.
Însă în fotbalul feminin este altceva și de 2 ani de zile pot să spun că sunt foarte, foarte mulțumit și încrezător că putem face multe lucruri frumoase împreună de acum încolo. Până vom discuta despre premisele dezvoltării fotbalului feminin la nivel național, vreau să mă întreb la ora actuală dacă facem o radiografie a lotului de jucătoare de la Universitatea Alexandria, cam câte jucătoare aveți și cam pe ce paliere de vârstă sunt ele orientate? La momentul acesta avem 16 jucătoare, am avut 20, însă am renunțat la încă 4 în această iarnă. Avem 16 jucătoare, cea mai bătrână între ghilimele are 25 de ani, cred că neîmpliniți. Florina, da? Chiar. Florina Chiar. Mai avem 3 fete de 21 de ani, iar restul fetelor sunt sub 18 ani. Între 14 și 18 ani. Noi mai avem și la categoria under 14, adică jucătoare născute în anul 2000 și mai mici, unde avem multe fete talentate, cred că din septembrie, din anul competițional 2014-2015, cred că 3-4 fete vor face pasul la echipa mare și cu brio. Sunt campioane naționale la vârsta lor. Ați câștigat la Fălticen în decembrie, exact, anul trecut. Cu ele. Ați câștigat turneul național al juniorelor. Exact, și 4 dintre ele sunt fete de bază la lotul național Under 14 și pe cele 4 le vom promova ușor, ușor, să prindă și ele prima echipă. Să nu am început mai talente, să adunăm cei în județ și așa le aducem la noi la echipă, fiindcă și ele sunt foarte tinere, nu mai luăm. Numai că nu ne mai trebuie, deja noi creștem pe astea mici și vin din urmă, iar ele sunt foarte mici de vârstă, practic nu ne mai trebuie așa fete la momentul ăsta, decât promovăm din propria pepinieră. De fapt, asta ne-a și dorit de la bun început, să avem fete cât mai multe de la noi din județ. N-am putut chiar să le avem pe toate de la început, însă ușor, ușor, ușor. Două, trei fete sunt în afara județului. Patru fete. Da. Și ele sunt titulare la echipa mare. Da, da. Ele sunt titulare. În rest, toate sunt telormănânce. Da, telormănânce, da. Da, din astea patru am înțeles că le-ați adus aici cu școala pe majoritatea, sau? Decât două, fiindcă una e la facultate. Însă o învoim, iada fiind jucătoare de lot național, frecventează cursurile 50% sau ceva de genul ăsta pe la facultate și majoritatea timpului stă la noi la Alexandria la Cămin, cu masă și cazare. Și Alexandra, Nica, fata care a venit în studio data trecută, la fel, aici e mutată cu masă și casa aici la noi la Alexandria. Restul de liceu, da, vin la fel, cu 2-3 zile înainte de mici, fac pregătire aici cu noi. Fiindcă ele sunt studente la Pitești. La începutul acestei luni s-a terminat sezonul regulat. Vă așteaptă play-off-ul. Veți debuta la Alexandria, pe stadionul municipal, dacă nu înțeles eu bine. Da, așa ne dorim să jucăm pe municipal. Vă doriți sau veți juca? Ne dorim, deocamdată. Să vedem dacă și putem juca. Să nu e problemă, terenuri găsim. Ne-am dorit pe municipal, tocmai prin această chestie de a televiza meciurile, de a încerca să mediatizăm cât mai mult fotbalul feminin. De fapt, este și unul din motoul nostru, din ce avem cu noile proiecte, să încercăm cât mai mult să mediatizăm în mass media, la televizor, peste tot să încercăm să televizăm meciurile de acasă al echipelor noastre. Debutăm cu ultima clasată în play-off. Selena Constanța. Selena Constanța. De fapt, la momentul ăsta, cam așa ne-am și dorit, că ne-am făcut și noi niște calcule după ce am văzut la ce nivel suntem, ne-am făcut și noi calcule cum vrem să terminăm acest play-off. Adevărul că ne convine acest program, ne-am dorit așa, fiindcă Oțelul Galați, echipa puternică. Săturați motoarele pe parcurs. Da, Oțelul Galați o vedem dintre cele patru singura care ne-ar putea pune mici probleme, însă și o prindem în a doua etapă acasă. Locul 1 e avantajată cel mai mult de program. Avem primul meci acasă cu locul 4, cu Constanța. E cea mai slabă, după părerea mea, cea mai slabă echipă pe care o putem întâlni. Apoi avem cu locul 2, cu Oțelul Galați. Dacă învingem Oțelul Galați acasă, eu zic că suntem 80-90% suntem promovați în Superliga. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Fiindcă noi pornim cu 3 puncte, și ei cu 2. Deja ne ducem la 4 puncte, deci va fi greu. Asta vreau să le spunem telespectatorilor, că clasamentul și punctajul realizat în urma sezonului regulat
nu are foarte multă importanță. În afară că ne arată care este raportul de forțe între echipe. Da. Chiar dacă aveți 21 de puncte acum, veți pleca ca ocupanta locului întâi cu 3 puncte. Cea de pe locul 2 cu 2 puncte, locul 3 un punct și ocupanta locului 4 niciun punct. Dar ea merge în play-off. Dar merge în play-off, da. Are cele mai puține șanse. Am și vorbit acum la ultima ședință cu domnul Burleanu și nu neapărat cu cei din Comisia de Fotbal Feminin și delegații celorlalte echipe, ca de la anul să promovăm și noi modelul țărilor nordice, în special Danemarca, care au aceea structură a campionatului ca noastră, însă la ei în play-off se intră, și mi se pare normal, cu jumate din punctele acumulate în timpul campionatului. Sezonul regulat. Fiindcă automat dispar și meciurile astea care trucate, cum spun unii, fiindcă ești obligat practic să faci cât mai multe puncte pentru a intra în play-off cu cât mai multe puncte. Dacă noi, nu ești exemplu, obligat, atunci poți să cedezi mult mai ușor. Că oricum, exact. Dacă ești pe locul noi acum ultimele două etape le puteam pierde lejer, fiindcă noi deja eram pe primul loc și ne puteam permite orice rezultat. De exemplu, acum intram cu 10 puncte, din câte văd eu, iar ceilalți cu 6. Deja din start, și calificați. Din start, dacă era să câștigăm acasă, eram și ca și promovați. Însă asta e de la anul, să sperăm că vom schimba acest sistem. Domnule președinte, dumneavoastră, în momentul în care v-ați apucat de fotbal feminin, după ce ați întâlnit fetele de la Cângu, 8 erau inițial, da, în proiectul dumneavoastră, au mai rămas 6 sau 7, dacă am înțeles. Nu, mai puține. 4 fete. 4 din nucleul acela de bază. Da. Care a fost sprijinul federației la momentul de care vorbim, 2010-2009? Când am, după ce am câștigat titlul național la ONSS, la 2-3 zile am fost sunat de cineva de la federație, de fetele mele, dacă m-ar interesa un campionat. Eu știam cu ce să mănâncă, că doar activasem la futsal. La început a fost sceptic în toate cele, însă m-am gândit pentru dacă aș putea participa măcar la campionatele naționale de junioare cu școala mea. Și a zis, doamne, pentru început ar fi bine că și așa, noi nu prea avem junioare în țară, nu prea se ocupă nimeni de fetele tinere și talentate și v-am primi cu drag. Am acceptat, de-aia am și organizat la Alexandria ca să încercăm să promovăm și să atragem cât mai mulți oameni de partea noastră și a fost o reușită. Practic de acolo a pornit, v-am zis că nu prea vreau să scriu echipa în prima ligă, știam ce costuri sunt, însă federația a venit în sprijinul tuturor cu 60.000 de euro pentru toate cluburile, s-au împărțit banii în mod egal, adică ne plătesc o parte din masă și cazare și din transport, nu ne decontează exact toți banii, dar o parte din ele ne decontează federația. Și vă dați seama că a fost un mare sprijin, mai ales că la futsal nu puteam beneficia de așa ceva. A semnat un mare sprijin și am acceptat propunerea și ușor, ușor am intrat în circuitul ăsta. A început foarte greu, cu rezultate dezastroase, însă acum rezultatele au început să apară. Cu speranțe de viitor. Exact. Pe care le mai temperat așa pentru a nu pune presiune. Foarte multe fete talentate avem. Pot să mă laud de asta, fiindcă avem foarte ce am adunat din prin afara județului, tot fete talentate și tinere. Mă pot lăuda cu chestia asta, că avem multe fete talentate. Ușor, ușor le rodați în competiție. Dacă vă și calificați în Superliga, atunci, bine, va fi mai greu de... Da, asta e și ușor, fiindcă am lucrat aici, în primul an, și vă spun că am avut adversari de nivelul nostru și s-a văzut aici să încheagă, practic, fiindcă în Superliga va fi altceva, va fi un șoc să intri cu echipe puternice, echipe și de tradiție. Și aveți, practic, o echipă de junioare, majoritatea. Asta, practic, la junioare aveți... Dacă e vorba să fim acolo, vă spun că n-ar fi gen Cluj sau Târgu Mureș, dacă am activat un campionat ăsta. Ar fi în primele două pățare lejer. Ne-am bate în fiecare an la titlu cu junioarele. Asta e clar. În 2012 au început niște proiecte derulate de Federația Română de Fotbal, niște proiecte care vizează implementarea acestui fenomen al fotbalului feminin și sprijinirea lui în România, pentru că la acest capitol trebuie să recunoaștem, suntem destul de provinciali la nivel european. În 2012 s-au inițiat acele tabere de inițiere în fotbalul feminin, s-au alocat din partea FRF-ului și UEFA, cred că 50.000 de euro, da, pentru aceste proiecte. Au fost două sau trei astfel de tabere în care s-au făcut trialuri de jucătoare și pregătirea ale antrenorilor pentru fotbalul feminin. Din 2013 până în 2016 e un proiect mult mai amplu, în urma succesului probabil realizat în 2012. Exact. Fotbal și feminitate. A ajuns anul acesta la ediția a doua.
Am înțeles că sunt vizate rând pe rând zone ale țării, un număr de județe. 9 au fost anul trecut și 9 anul acesta. Ați fost și anul trecut vizat de proiect și pentru că ați avut rezultate fericite, sunteți încă o dată. Adică Telormanul este încă o dată în acest proiect. Scena acestui proiect. În acest proiect. Ce a însemnat fotbal și feminitate ediția primă 2013 pentru Telorman? Păi, întâi să încep cu prima, cu 2012, taberele de inițiere. Iar al noroc pentru noi, pot spune, fiindcă exact anul când noi am câștigat titlul la UNSS și practic în toamna acelui an, nu în toamnă, în vară, dar până la sfârșitul lunii august, am fost invitați de către Federația Română de Fotbal să luăm parte la aceste tabere de inițiere cu fetele mele, cu cele 8 fete de la Crângu. Am fost invitați în acea tabără la Costinești, unde erau aceste tabere de inițiere. Am fost primiți foarte bine de la început. Am avut norocul să găsim niște oameni extraordinari care ne-au primit. Ce ați făcut acolo? Proiecte mele? Erau două... Da, erau antrenorii secunzi a echipelor naționale de junioare și... De junioare, da, antrenorii celor două echipe, că atunci erau două echipe de junioare. Și făceau antrenamente cu toate fetele. Erau le agrupat în două serii, cu unele făceau dimineața și cu unele după amiază. Și practic de acolo selectau pentru loturi, pentru echipele de club care își doreau jucătoare. A fost și greu, dar și frumos în același timp. Au rămas plăcut impresionați de fetele de la Crângu, bineînțeles. Am făcut și niște competiții în care și noi am ieșit câștigători. Noi ne-am făcut o echipă, iar celelalte, tot la fel, mai multe echipe de acolo. Și noi am câștigat acele mici turnee. Fetele toate încântate și practic de atunci ne-am instalat și noi cu fotbalul feminin. Am început și la noi să luăm amploare. Apoi, ăsta a fost primul proiect de primul 2012. Proiect care a avut loc în România. Niciodată n-am mai avut loc un asemenea proiect. A fost exact primul proiect. Iar al doilea, 2013-2014, se derulează pe o perioadă de 4 ani de zile, fotbal și feminitate. Se alocă 100.000 de euro anual, dar banii aceștia vin exact numai pentru dezvoltare. Să spunem ce înseamnă dezvoltare. Eu am văzut niște afișe pe ușile liceelor, nu foarte mari, format A4, roșu, cred că era fotbal și feminitate, vin o să faci nu știu ce, nu știu cum. Exact. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Dacă o fată citește afișul ăsta, ce înțelege? Da, în primul și în primul rând, nu puteam face nimic fără sprijinul AJF-urilor. AJF-urile sunt pentru noi, pot spune, ca o federație în teritoriu. Fără sprijinul lor nu puteam face mai nimic, fiindcă ați văzut peste tot în județul nostru, au relații cu primăriile, cu echipele din județul nostru, care activează la Liga 4, 5, 6. Reprezintă fenomenul, până la urmă. Exact. Și am încercat ca să cuprindem toate județele acestea în cei 4 ani de zile. În primul an 10 județe, 10-12, în al doilea la fel, astfel încât în 4 ani de zile să acoperim toată țara și să dezvoltăm în fiecare județ, să implementăm acest fenomen și de acolo, cine știe, poate să-și formeze câte o echipă cineva din județul respectiv. Noi suntem în al doilea an. Suntem în care beneficiază acest proiect. În care, da, suntem Alba, Telormanul și Maramureșu. Da, și municipiul București. Suntem așa datorită primului rând ca număr înscriși de echipe, fiindcă și aici am alergat, să vă spun, în primul an prin toate școlile din județ, prin cartiere, prin licee, ca profesorii să-și înscrie echipele în acest proiect, fiindcă trebuie să înscrie, există un formular de înscriere online pe care acolo trebuie să-l înscriem, să vadă totul este online la nivelul ăsta, fiindcă banii sunt veniți de la FIFA și UEFA. Am umblat foarte mult și norocul meu e că sunt profesor și vă dați seama, mai cunosc toți băieții ăștia de prin județ. I-am luat la rând, le-am explicat ce înseamnă asta și am înscris, dacă nu mă înșel, vreo 20 de echipe, vreo 200 de și ceva de sportivi. 200 și ceva de eleve, da, am fost locul 2 în țară ca număr de înscriși. Cred că Alba a fost anul trecut. Primul loc a fost Alba cu 10 înscriși mai mult decât noi. Decât dumneavoastră. Da, și am zis ca, ca o recompensă pentru județele în care într-adevăr se lucrează efectiv și se încearcă să se dezvolte fotbalul feminin, primele 3 clasate în fiecare an să fie și în... Să aibă continuitate. Vreau să mă întreb, la momentul ăsta, în 2013-2014, că așa cum e în derulare proiectul acesta, avem 47 de echipe înscrise,
cred că este număr record, fiindcă m-am uitat peste celelalte înscrieri. Deci până pe 25 aprilie se încheie perioada de înscrieri. Deci pe data de 8 aveam 47 de echipe înscrise, adică pe puțin 470 de... Undeva la 500 de sportive, da. De potențiale sportive. Exact, celelalte 11 județe nu aveau, în total, împreună, nu aveau câte echipe aveau mai înscrise la momentul ăsta. E un tăvălug al fotbalului. Da, a luat amploare, cel puțin la noi în județe, isterie, vă spun sincer că isterie. Cred că număr pe degetele la mâini câte echipe nu se pot înscrie, nu s-ar să înscrie. La Roșiorii, cred că sunt 20 de echipe, am înțeles, la Videle, la fel. Cred că toate școlile din județ aproape se înscriu. O să fie o nebunie, nu știu cum se putem organiza. Se formează echipele și faceți o competiție. Facem o competiție pe zone. Zona Videle o competiție, campioana vine la județ. Zona Turnu o competiție, campioana vine la județ. Alexandria, la Alexandria vreau să chem două, fiindcă este zona mai mare. Iar eu încerc de anul acesta, prin sprijinul AJF, a domnului Stan Brodan, care clar este partenerul nostru și omul care ne sprijină cel mai mult din acest punct de vedere, încercăm să creăm și un campionat județean între școli. Cele mai puternice școli de aici, în care vor să le înscriem și va fi o structură specific teleormâneană, nu cred că... Da, să fie, mai există, am înțeles, în București. Județeană. Da. În București am înțeles că există vreo 4 echipe care la fel joacă între ele. Doar 4 în București? Da, nu foarte puțin. Reușită. Da, noi am fi practic al doilea județ care ne propunem acest lucru și eu sper că o să reușească. Să ne întâlnim de 3-4 ori pe an. Să facem câteva competiții aici. Haideți să încercăm să sintetizăm ce se întâmplă cu acest proiect fotbal și feminin. Da, AJF-ul anul acesta sprijină foarte multe echipele înscrise. Nu știu dacă celelalte județe practică așa ceva. Însă noi dăm la fiecare echipă care vine în competiție două mingi și 10 maieuri de antrenament. Eu vă spun că în școli e mare nevoie de așa ceva. Nu doar la fotbal feminin. Da, deci mare nevoie. Cine nu îți dă mai nimeni, mai nimic, da, minte așa. Și sunt școli care vin și cu 1-4 și cu 5, fiindcă aici se adresează aceste competiții sunt separate. 1-4 pe ciclu de învățământ, 5-8, 9-12. Vă dați seama că dacă vin două școli cu 1-4 și 5-8 la competiție, primez în start 4 mingi și 20 de maiori de antrenament. Eu zic că e foarte bine, nu știu dacă alte județe practică așa ceva, însă la noi e isterie în cei județe. Domnule profesor, haideți să stabilim, să tragem niște concluzii și să creionăm fenomenul. Fotbal și feminitate, al doilea an la rând în Telorman, după ce anul trecut ați avut parte de un succes real, al doilea județ pe țară, da. după Alba. Da. Beneficiați iarăși de implementarea acestui proiect în Telorman. Da. Aveți aproape 50 de echipe, 47 de echipe înscrise. Da. Acest proiect adresându-se fetelor din angrenate în și diferite cicluri de învățământ. Urban, da. Rural, nu are importanța asta. Pe 25 aprilie se încheie înscrierile. Da. Deci mai sunt ceva zile până atunci. După care veți organiza niște competiții regionale. Da. Vor fi probabil 5 zone. 5 zone, poate, așa ne-a stabilit. Zimicea, Videle, Turnul Măgurele și Roșiorii EDVD, grupate în jurul orașelor. Exact. Și aveți în plan împreună cu Asociația Județeană de Fotbal Telorman, un proiect județean, strict județean, de a înființa un campionat județean, o competiție proprie. Da. Pentru a ține în priză și a ține viu fenomenul, pentru că... Și fetele cele mai talentate, automat, că de asta vrem să... Ele să fie selectate. Acum Universitatea Alexandria va fi meciuri. Probabil pe aici, pe zonă, ca Real Madrid, că tot mă uit la tricoul Patriciei. Dacă în câțiva ani fenomenul ăsta devine cu adevărat viabil. Da. Cât mai, tot mai multe echipe înscrise sunt la fete. Deci e isterie ce și la nivel. Cum vă explicați fenomenul ăsta? Pentru că mă surprinde și nu știu, la noi cel mult nu s-a așteptat la județul Telorman, vă dați seama. Telormanul să ajungă unde a ajuns. Că el e în topul Telormanul, știți? Da. Și ce să vă zic, probabil că încă e o necunoscută pentru mulți și încearcă tot mai mult să vadă ce înseamnă fenomenul ăsta cu ce se mănâncă. Eu vă spun că am fost la toate olimpiadele la noi din județ, la 1-4 la 5-8, din fericire pentru mine la 1-4 am fost și la zona pe țară, cu școala Crângo am câștigat titlul județean. Am fost și la 1-4, și la 5-8, și la 9-12, toate foarte multe echipe înscrise. Nu știu, probabil că unde am și prietenii, mulți prieteni,
și unde stau tot timpul de vorbă cu ei și le explic. Sunt și profesori, sunteți un fenomen. Da, probabil că am angrenat și pe ei în asta, li se pare atât de frumos tot timpul. Cum ai reușit cu fetele, cum a fost, acum și ei caută să-și facă echipe, își doresc atât de mult să ne învingă, să fie și ei acolo. Anul ăsta în premieră a câștigat, după 3 ani, a câștigat școala Tătărești, titlul județean la 5-8. E primul an în care pierd la 5-8 la ciclul gimnazial. Finul meu a câștigat titlul județean, a fost la câștigat și zona națională, a fost la fel la Fălticeni, la turneul final. Ce să vă zic mai departe? Noi sperăm, să nu vă ia valul, pentru că... Da, noi sperăm să... Eu sunt și președinte la AJF al Comisiei de Fotbal Feminin, sper să înființez un campionat județean de fotbal feminin. Fiindcă să țin toate talentele, să le țin acolo, să aibă cât mai multe meciuri, ca de acolo să le selectez pentru prima echipă, fie la U14, fie la U12, depinde câte fete apar. Pentru mine ăsta este scopul anul ăsta la fotbal și feminitate. Mai departe, deci exact cum a spus dumneavoastră, că se vor crea campionatele astea pe zona videle zimnice a câștigătoarele zonelor, la Alexandria vor veni două, vor fi 6 echipe, vor participa la faza județeană, iar de aici noi vom selecta, noi, adică eu și Călin Pistolea, care este antrenor echipei Universitatea, și vom selecta fetele cele mai talentate, unde și la 1-4 și la 5-8, unde vom participa la competiții interjudețene, cu aceste județe înscrise în proiectul de anul acesta. Deci vor fi selecționate interjudețene. Să spunem și care sunt județele. Sunt 9 județe nominalizate anul acesta. Argeșul, Bacăul, Buzăul, Caraș-Severinul, Gorjul, Harghita, Mehedinți, Timiș, Vrancea, la care se adaugă Alba, Telorman și Maramureș și cred că și municipiul București, da, care nu poate lipsi din nicio formulă. Clar. Cu toate că, din ce spuneați dumneavoastră mai devreme, nu e așa o mare emulație, ținând cont la București, ce nu. Populație școlară. Chiar toți se miră de ce în București decât o singură echipă de fotbal, de ce rezultatele sunt atât de modeste, nimeni nu își închipe, fiindcă eu vă spun că jucăm mereu cu ei și au numai fete talentate. Însă la un moment dat se plafonează, nu știu, rămân la nivelul acela. Numai în București, numai fete talentate sunt. Dar nu știu ce se întâmplă mai departe. Și cluburi foarte puternice. Da, și acolo la cluburi când vin, nu știu ce se întâmplă cu ele. Viața de București e... Da, probabil că și asta. Noi am luat și o fată din București, am selectat-o și a venit de la București, de Alexandria. Deci a ales să vină de la București, da, la Alexandria, să joace la noi, da, la Alexandria. Ați întrebat-o de ce a venit? Spune multe astea. Am întrebat-o, dar dați seama că... Nu puteți să spun. Da, spune multe astea. Noi și la... și am trecut, am avut rezultate foarte bune. Am obținut locul al treilea la ambele categorii, și la 1-4, și la 5-8 și la 9-12. Oricum, nu se pune accent pe rezultate. Eu le-am și spus și aici la coordonatorii mei, că eu pe fiecare zonă din județul nostru am pus câte un coordonator. Am pus la zona videle pe Burcea, Iulian, poate știți, este antrenor și antrenor secund sau cred că mai și este. Și fost antrenor principal, din câte am citit. Era antrenor secund și era cam supărat după meciul de la Zimnicea, pare mi se, nu știu dacă mai e la mai videle. Deci domnul Iulian Burcea, da. Da, este prietenul meu și suntem foarte buni prieteni și în același timp el se ocupă foarte mult și de fetele lui și îi place fotbalul. Este profesor de educație fizică, da. Deci, la Videl l-avem pe Burcea Iulian. Iulian Burcea. La Roșiori poate îl cunoaște Cioacă Victor. Da. La școala Scrivaștea. Așa. La Turnul Măgurele, Dan Ițu, șeful arbitrilor telormane. Da, la Comisia Județeană. La Zimnicea, Leșanu. Florin Leșanu. Da. Și la Alexandria sunt eu și doamna Babadag. Cristina, dacă ea face parte din comisia. Cristina Babadag. Bun, deci v-ați făcut echipa. Da, ei răspundă zonele lor, mă sună când își organizează competițiile, eu mă duc în ziua respectivă, mă duc cu materialele pentru fiecare echipă competitoare. Le-am zis să nu pun accent pe premii, toate că ei copiii visează la diplome, le-am spus, dacă dăm diplome, cumva, da, la diplome să le dea la toți la fel, fiindcă nu e ăsta, nu e scopul, noi vrem să aducem cât mai multe echipe, să le placă fotbalul, să-l dezvoltăm. Și nici la competițiile astea interjudețene, la fazele astea naționale, nici acolo tot încercăm să nu le facem să lupte neapărat, să joace fotbal, să atragem cât mai mulți oameni în fenomenul acest. Să vă dați seama că acolo când ajung ele joacă cu ambiție, își doresc cât mai mult. În primul rând, rezultatul primesc. Da, rezultatul. Bună, profesor, ați câștigat turneul, campionatul național, zona de sud, Under 15.
o competiție televizată de Mediasud. Două zile a fost, 15-16 decembrie 2012, nu? Da. Trebuia să mergeți la faza națională. Ce ați făcut? Da, trebuia să... S-au ținut două zone, da, s-au ținut două zone, tot la fel, nord și sud, tot la fel din cauza cheltuielilor, să nu mai vină celelalte echipe aici, implicau multe costuri. Și a hotărât ca acea competiție să o desfășurăm în două zone, una la Baia Mare și una la Alexandria. Și ca urmând ca pe viitor să facem finala, Cluj-Alexandria, tot s-a ținut, că o să facem, că o să facem, nu s-a mai ținut. Tot la fel din lipsa fondurilor. Bine că prima putem să ne întâlnim noi, dar n-a mai vrut federația. A spus să stopăm această competiție, că n-avea rost. Noi am fost declarați campioni a zonei de sud a țării și ceilalți Clujul, cea a nordului. Așa a fost să fie. După aia, ușor, ușor, n-am vrut să mai iscăm asemenea probleme și la Fălticeni ne-am strâns toate echipele din țară și eu zic că e mai bine să fim de acum încolo. Toți la un loc? Toți la un loc și de acolo să se desemneze campioana, să nu mai stăm după aia campioana zonii de sud sau de nord. Prelungim sau... competiția foarte mult și da. Apoi sunt probleme organizate. Oricum, anul ăsta vom avea, de acum încolo vom avea foarte multe competiții, de acum încolo ce pe calendarul e. Unul foarte încărcat. Foarte încărcat, da. Cred că până octombrie, că am înțeles că până octombrie o să se încheie aceste competiții, fiindcă or să fie și la under-uri, under 14, under 12 și 10, la cluburi, plus fotbalul și feminitate între interjudețeni. Vă dați seama că o să plecăm 5-6 turnee, le avem sigur până atunci, de câte 4-5 zile, aproape o lună. Veți sta mai mult plecat. Plus centrele, fiindcă în vară se vor face centrele acelea de pregătire, cum era taberele acelea de inițiere. Tabere de inițiere. Da, unde tot la fel, cele mai talentate din județ, eu, Călin, le selectăm și le ducem la o săptămână la Costinești, unde se vor pregăti cu antrenorii loturilor naționale. Trec la Patricia. Patricia, sper că nu te-ai plictisit de discuția cu președintele clubului tău. Tu de ce te-ai apucat de fotbal acum 2 ani? Nu faci de foarte mult timp fotbal. Nu. Și vreau să te întreb ce înseamnă fotbalul pentru mine, pentru că tu ești elevă de liceu și nu știu, nu faci un, n-ai un profil sportiv la liceu. Nu, sunt la profil pedagogic. M-am apucat de fotbal, îmi place foarte mult. Nu cred că aș mai putea să mă las de sportul acesta. Să trăiești fără fotbal? Nu, n-aș putea. Pun suflet în ceea ce fac și îmi doresc să ajung cât mai departe. Capitanul echipei. Capitanul echipei? La junioare, da. Fotbalul nu e, sau nu era pe vremea când tu te-ai apucat de hobby-ul ăsta, nu era foarte frecventat de fete, cel puțin în Telorman, era așa o activitate absolut exotică. Da. Nimeni nu practică. De-a dreptul e exotică, mai ales la Crângul, dați seama, ceva suprarealist. Ușor, ușor lucrurile capătă anvergură. Tu cât ai de gând să continui cu... Va fi doar un hobby sau după ce termin liceu, vei merge la facultate, vei mai pune pe planul 2? Nu. Va fi un hobby în continuare. Este foarte important pentru mine, pentru că îmi place. Sper să continui. Să facă și o facultate? Da, să fac și facultate. Te interesează ceva sportiv sau... Da, sportiv. Pentru că la liceu mergi și... Da, dar mă interesează la facultate ceva sportiv, pentru că vreau să continui și cu fotbalul în același timp și să-mi fie mai ușor. Te vezi jucătoare profesionistă cu adevărat sau, eu știu, vreo carieră de antrenor, dacă fenomenul fotbalistic... Da, îmi doresc și să ajung jucătoare profesionistă, dar și să antrenez, îmi place. Crezi că poți trăi din fotbal feminin? Știi că sunt foarte, foarte bine plătiți la un anumit nivel fotbaliștii, băieții. Da, băieții. Nu știu dacă pot să trăiesc din... În Germania sunt fotbal feminin, dar... Încercăm să schimbă vremurile până atunci. Până atunci se schimbă vremurile. Domnul profesor Adrian Cioacă ajunge liderul fotbalului feminin pe țară. Dacă Telormanul creează competițiile astea, atâtea... Sau poate ajunge altă echipă mai mare și o iau cu pămine. Alta mai mare nu mai e decât ce echipă mai mare decât Universitatea Alexandre, pe care a scris-o. Da. Nu cred că veți pleca de la Universitatea Alexandria. Nu-mi doresc deocamdată. Deocamdată. Nu vă întreb de oferte, așa că nu... Nu se pune problema. Nu se pune problema. Patricia, te-am mai întrebat lucrul ăsta. Voi vorbiți în vestiare. Da. În vestiar. Sunteți hotărâte să ajungeți în Superliga. Da. Ați început antrenamentele? Dar am luat o mică pauză pentru că vin sărbătorile și o mică pauză de o săptămână, dar o să începem antrenamentele imediat a doua zi de Paște. Deci luni.
Nu, treia a treia zi, zi de a treia Paște, zi de scuze, a Paște. treia zi. Cum arată o săptămână de pregătire la Universitatea Alexandria? Trebuie să ne strângem toate, să fim serioase, pentru că urmează meciul cu Constanța, vrem victoria. Liceul la rolmentu faceți acolo? Eu da, tot acolo facem antrenament. La baza lor sportivă? Da. Acolo ne-am acomodat. Practic e a doua casă. Da. Acolo aveți exact. Multe fete cazate la căminul liceului? Pedagogic. Nu, la liceu pedagogic. La liceu pedagogic sunt cazate? Da. Pentru că au internat și cei de la rulmentul, dar nu acolo... Nu, fiindcă nu aveți au masă, am evitat. Nu. Da, nu au, fiindcă nu au masă. Masă, am evitat și le-am adus aici la liceu pedagogic, care le vin de aici la rulmentul au și cantina imediat acolo, ies în cămin și... Marții vor fi... 3... Cred că 12 fete, fiindcă ele sunt plecate la lot, câteva, vreo 3 fete sunt plecate la lot, iar o fată la facultate. O să începem cu 12 fete pregătirea. A intrat în vizorul loturilor naționale. Da, lotul național de Under 16. Cum a fost prima experiență, primul contact cu acea lume? Păi o să văd, pentru că joi sunt chemată, o să fie prima oară când sunt acolo. N-ai mai fost? Nu, n-am mai fost. Colegele, pentru că mai ai colege care au mai fost în anturajul echipelor naționale, s-au povestit, discutați? Da. Cum e fată pe acolo? Cum? Da, am vorbit. Este greu, antrenamente, trebuie să fii serioși și acolo. Sunt multe fete talentate. Sunt multe fete în toată țara, fete bune, cele mai bune fete, la vârsta asta. Te gândești să îmbraci tricoul echipei naționale mari, la fete? Da, de ce nu? Chiar mă gândesc mai departe. Să ajung și acolo. Cum sunt antrenamentele cu Călin Pistole? Sunt grele, am trecut la un nivel mai înalt și trebuie să muncim. Îți place mai mult cu mingea sau puneți accent pe pregătirea asta tehnico-tactică? Îmi place mult cu mingea să facem, dar trebuie și pregătire fizică. Mai greu la pregătire fizică. Mai greu la pregătire fizică? Păi ce faci la pregătire fizică? Avem mult de muncă la pregătire fizică, alergăm mult și... Voi trebuie să vă pregătiți oarecum suplimentar, pentru că majoritatea sunteți practic junioare. Da, suntem junioare. Aveți, sunteți la vârsta junioratului și jucați cu fotbaliste trecute bine de 20 ceva de ani. Da. Și trebuie să vă pregătiți, să fiți mai duri așa. Da, mai duri mai acolo. Pregătiți. Suferim puțin la partea, la contactul 1 la 1. Care e atul Universității Alexandria? Pentru că chiar dacă sunteți foarte tinere, aveți câteva jucătoare experimentate care au mers la loturile naționale, care sunt la maturitate sportivă, aș putea spune. Tu faci doar de 2 ani, sunteți totuși pe primul loc. Da. Ce ați avut? Entuziasm? Nu v-au luat în serios? N-au fost atente la voi? Nu pot să spun că n-au fost atente la noi. Chiar dacă am trecut, n-am fost acolo în primele echipe, dar anul acesta am muncit mai mult, ne-am pregătit bine. Poate că unii nu s-așteptau să fim noi, dar noi am luat totul în serios și s-a văzut. Plus când ați început pregătirea, pe 15 iulie. Da, pe 15 iulie am început pregătirea, am alergat foarte mult, eram obișnuite. E primul an pe care îl petrești, practic, are o jucătoare care aspiră la profesionism. Da. Pentru că era un hobby prin curtea școlii pe acolo, mai îmbrăcai echipamentul, jucai ceva fotbal, după care de anul trecut a început povestea asta cu antrenamentele. Da. Nu s-a dus farmecul odată cu antrenamentele? Că mulți spun că... Nu. Odată cu antrenamentele au început să crească și pretențiile, să fim acolo sus, să nu mai e același lucru. Vorbești cu colegele la școală, la liceu? Te întreabă cum e să fii fotbalistă? Da, nu se miră, băi, ba asta... Da, ele nu au auzit. Mă întreabă ce am făcut la meciuri. Da, este... Ceva nou. Da. Ceva nou să ai o colegă fotbalistă. Da. Gimnastă mai merge, tenismenă s-au mai văzut. Da, dar și handbaliste nu mai vorbesc. Toată lumea, unde mai aveți meci de basket, de handbal, de fotbal? În fotbal, da. Cum? Da, se întrebau toți. Acum, ușor, ușor, nu mai așa. Cel puțin în liceul pedagogic, momentul. Ele sunt cele mai căutate. Domnule profesor, mai vin cereri sau mai sunt dorințe ale părinților sau ale elevelor de a intra în angrenajul Universității Alexandria? Da, au început să mă sune de prin județ. Și refuzați acum? Nu. Însă, sincer, căutăm fete cam până în 12 ani. Numai
ce au de 14 ani că amândoim, sau 13-14 ani că amândoim de calitățile lor, însă le chemăm, să le vedem. Nu le refuzăm, practic, să le spunem prin telefon sau, domne, nu veni. La 14 ani deja e târziu pentru a pune bazele... Da, da, încercat să, da, până le învățăm fotbal, adică unele dintre ele sunt campioane naționale, deja au ajuns la un nivel, celelalte, echipa mare, fete de 98-99, deja au 15-16 ani și el deja joacă la un nivel. Până o înveți la 14 ani să învețe fotbal... E dificil. E dificil. Noi încercăm până în 12 ani să aducem fete. Însă v-am zis, am mai întâmpinat problema asta să vină o fată foarte talentată, Nicoleta Deca, care a venit de la handbal și la 18 ani să ne spună că vrea să, 17 ani să ne spună că vrea să ajungă fotbalistă, am râs. Și a luat-o în glumă și când a venit acum jucătoare și cea mai importantă jucătoare de la Under 19, la Naționala României, cea mai importantă jucătoare, adică spune multe. Mai sunt excepții de astea de la regulă. Dar de obicei regulile cam te ții de ele pentru că e clar că și da, cu băieții nu, la fel. Dacă... Nu refuzăm pe nimeni, vin fetele, le vedem. Dacă vin să vin la pregătire, vin în continuare. Însă vai, au fost două, trei fete care au venit și după două săptămâni au renunțat, au văzut la ce nivel sunt față de celelalte. Am încercat să le sun, mi-au motivat că nu le place. Sau. Am până nu încearcă, n-au cum da, să și, spună. Dar vai, până în clasa a șasea e de preferat să le adunăm. Atunci e momentul prielnic pentru noi. Și dar cei fetele care vor să facă fotbal feminin la Universitatea Alexandria, așa profesionist, nu doar fotbal de feminin de mase, da. Cam până la clasa 6, după care lucrurile sunt... La momentul ăsta am făcut cu domnul Călin, avem trei liste de fete, ca idee așa, să aveți la U14, adică fete talentate de până în 14 ani. Noi avem mai mult de 2000, că exact 14 ani, avem 20 de fete aproape din județul nostru, talentate, care le chemăm. Care aspiră. Care aspiră acolo și... Deci e foarte greu să facem lotul că plecăm undeva. Deci sunt legitimate la dumneavoastră? Nu toate, 10 sunt, dar 10 nu, sunt după în județ și le chemăm la pregătire să le mai vedem. Avem fete de la Scrioaște, acum am găsit o fată de la Scrioaște, avem două după la, una după la Năsturelu. Sunt în anumite zone ale județului, dar sunt acolo în lotul ăsta de 20, unde noi 10 avem legitimate de bază și încercând la an la an să le vedem. Care a fost ultima descoperire care a devenit o constantă? De la Conțești, Violeta, nu mai știu cum se numește numele de familie, a venit... Acum o lună de zile m-au sunat părinții că îi place să joace fotbal. Mai mult atât mi-a spus că ea ar vrea să fie băiat. Da? Și la îi fac acolo la Conțești Călușul, știți că e acolo. Da, e vestită localitatea, da. Da. Și ea este băiat acolo. Ea joacă rolul de băiat la Căluș. Am chemat-o, e 2000 născută, ce să vă zic. Foarte bună, va face parte din lotul nostru de Under 14 care va pleca la următoarele competiții. Vine de 3 ori pe săptămână la antrenament, joia, vinerea și sâmbăta. Acestea sunt zile da, în care da. Vă antrenați. Păi dacă avem la vârsta lor la 2-3 antrenamente pe săptămână, e bine. 3 e excelent, 2 e bine, la 2 antrenamente. La Under 12, fete născute 2002, 18 fete avem din vizor în județul nostru, dintre care vreo 9 la fel sunt legitimate. Adică pe asta le vedem talente reale și legitimăm din timp. Iar la U10 avem vreo 6 fete. Nu vă este foarte greu să lucrați cu atât de multe jucătoare? Da, de exemplu, vă mai trebuie un antrenor? Da, ne mai trebuie un antrenor, chiar lucrez la chestia asta, să mai găsesc încă unul. Cum lucrați? E interesant lucrez la... U14, decât pasta talentate, cele mai talentate, le chemăm cu echipa mare. Fiindcă deja la 14 ani poți să joci la seniori. Și noi le chemăm pasta de 14 ani, 7, 8, 9, care sunt cele mai talentate, le chemăm cu echipa mare. Am deja înțeles. Din start. Iar celelalte, de la U12 cu U14, ce sunt mai puțin talentate, la fel, facem câteva antrenamente săptămânale și cu ele. De exemplu, săptămâna asta, dacă anunța la cele mari, le-am dat vacanță, avem cu astelalte, U12 și U14, la un loc, 3 zile la rând. Domnule profesor, suntem pe finalul discuției noastre. Trebuie să vă întreb și cum stați cu banii. Ați plecat dificil, cu frâna de mână trasă, nu prea vrea să vă înhămați la acest proiect. Da. El capătă contur și capătă amploare. Înainte de a vă întreba de bani, ce speranțe mai aveți de la noua conducere a Federației? Avem un președinte surpriză, un președinte contestat și în justiție? S-au făcut niște alegeri? S-au băgat niște oameni la pușcărie? Da. În pe ziua de dinainte? Da, filme cu bandiți. Nu, telenovelă. Avem un președinte nou, surprinzător, vorbește foarte bine românește, face trei fraze cu siguranță legate între ele, consistente, însă nu este din fotbalul mare. A fost președintele Federației
românești de mini-fotbal. A fost, pare mi se, și președinte Federației Europene de mini-fotbal. Și este un mare promotor al fotbalului feminin. Da, păi el a fost... Pe această turnantă... Da, norocul și dumneavoastră, a fost propus, da, de... Vă este teamă că rămâneți fără Burleanu la federație? Sau dacă, spre exemplu, toată amploarea acestui proiect depinde strict de persoana lui Răzvan Burleanu sau demersurile instituționale la nivelul conducerii fotbalului românesc sunt atât de avansate încât proiectul nu mai poate fi retezat? Da, nu cred că depinde neapărat de domnul Burleanu, nu e asta ideea. Păi, însă, dacă tot a fost propus de o echipă de fotbal, la... în urmă cu 3 zile... E omul dumneavoastră, cum să zice. Fotbal... Am avut o ședință la Cluj și dânsul a venit printre noi. Și exact ce am propus, ne-am propus mai multe chestii legate de fotbalul ăsta al feminin. El ne-a dat acceptul, ne-a spus să facem un proiect cam cum am vrea noi să arate fotbalul feminin. El este omul proiectelor. Da. Și singurul om care ne-a dat mână liberă a fost dânsul. Până acum ni se impunea, aveți o sumă de bani, din asta gospodăriți-vă. Nu, la el n-a fost așa, să zică, băi, oameni buni, aveți 100.000 de euro, nu știu, faceți ceva să vă încadrați în bani. Pus faceți un proiect, să-mi spuneți de câți bani aveți nevoie, ce ar însă, ce ar presupune asta. Și la proxima întâlnire eu vă spun că vă ajut cu cea mai mare plăcere și ne-a spus că banii vor fi ultima problemă a fotbalului feminin. El crede că, dânsul crede că va fi, nu va fi atât de greu să sprijine fotbalul feminin. A găsit, ni s-a spus, printre altele, că va fi și un sponsor care va investi în fotbalul feminin, numai pentru fotbalul feminin, plus bani de la federație. Hai noi să facem banii de la UEFA, da, da. Noi să facem proiecte, să încercăm să facem, să înființăm cât mai multe echipe și banii automat vor veni. Acum vedem ce va fi. Eu am mare încredere în domnul Burleanu și n-aș avea de ce să nu am, fiindcă mi s-a părut un om deschis, un om care să citea în ochii lui toate cele, fiindcă eu vă spun că toate că este tânăr... E un tip foarte inteligent, asta se vede... Este un tip inteligent, e diferența că vine din fotbalul ăsta, mai am mini-fotbal, nu, nu e unul dintre greii fotbalul, da. Știți la ce mă refer, da. Știți ce oameni au fost, ce traiectorii au avut și... mi-a plăcut fraza asta pe care a citat-o din discuția cu Răzvan Burleanu, președintele actual al FRF-ului. Banii vor fi ultima problemă în fotbal. Da, nici eu n-am auzit-o niciodată. E prima oară când auzi și eu. Da, și eu la fel, m-am mirat să aud asta, că banii vor... În România, la noi se pune invers problema. Nu cred că veți avea solicitări de milioane. Da, banii sunt o problemă. Încep de la bani. La dânsul a zis că nu, faceți proiecte și eu voi fi tot timpul lângă voi și vă voi sprijini în toate cele. Universitatea Alexandria nu mai este pusă sub semnul întrebării sau activitatea clubului nu mai are probleme. Eu nu cred, numai dacă ne-am dorit să facem ceva mai mult cu echipa asta. Adică dacă vrei să câștigi un titlu național sau te bați în primele trei, trebuie automat alte condiții de pregătire. De pregătire, fete aduse mai multe la cămin, să mărim puțin aria de selecție, să le acordăm și lor un sprijin material fetelor. Eu zic că... Fetele acolo, nu sunt plătite pentru activitatea lor, să spunem. Da, exact. Dacă vrei să încerci, trebuie automat bani. Și acolo nu mai ții de federația sau cine știe. Aici trebuie să faci și banii de la tine din județ sau... Sunt oameni care vă sponsorizează în afară de autorități? La momentul ăsta nu. Și autoritățile locale a fost marele nostru sprijin. Și adică trecut... Primăria Alexandria. Da, Primăria Alexandria. Da, și anul ăsta la fel mi s-a promis și am avut parte de niște bani. Vom mai primi și la rectificări. Au fost lângă noi și chiar le mulțumesc pe această cale. Sper să fie din ce în ce mai mult. Dar particular nu. Încă nu. Nu, și am făcut de ună zi și demersul la Consiliul Județean. Le-am făcut tot acolo un proiect, fiindcă de la Consiliul Județean nu poți cere bani decât la fel cu proiecte. Am făcut un proiect și sperăm ca la rectificarea din iunie să ni se aloce și nouă sumă de bani. Cum vedem ce va fi. Sunteți dintre cele 4 echipe din Seria Sud, principala favorită, zic eu. Dar departe și nu numai noi credem asta, și oamenii fotbalul feminin crede asta, însă v-am zis, trebuie să fie cu capul pe umeri și că ne așteaptă meciul grele. Mie unul personal mi-e frică după rezultatul de la Galați, atitudinea lor de acolo. Ați pierdut doar un meci, să fim sinceri. Da, da, dar atitudinea mi-a plăcut și lucrăm foarte mult la asta și eu zic că a fost o lecție. Pe de-o parte chiar mă bucur. E mai bine să pierzi în sezonul regulat decât în play-off. Că puteam să câștigăm, vă spun sincer că la Galați am avut 3 ocazii monumentale în a doua repriză în care puteam câștiga lejer meciul. Lejer, am avut 3 ocazii singur cu portarul și l-a ratat. Dar asta a fost o lecție. Eu vă spun că dacă era să câștigăm acolo, poate ne cauza în play-off. Aveam foarte greu meciul. Orice înfrângere
poate fi transformată într-o mare victorie. Exact. În ocazie. Suntem la finalul emisiunii. Înainte de a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră aici, să le spunem telespectatorii noștri că play-off-ul începe pe 27 aprilie. Universitatea Alexandria joacă acasă cu Selena Constanța. Nu se știe încă locația, dar 27 aprilie este... Dar noi sperăm să fie pe municipal. Pe municipalul alexandrian, aceasta este dorința celor de la Universitatea Alexandria. Doamnelor și domnilor, acesta a fost Sport Sud special din această seară. Nu uitați, ne găsiți și pe sportsud.ro, site-ul nostru de specialitate, acolo unde găsiți toate știrile sportive, emisiunile și meciurile transmise de postul nostru de televiziune. Bogdan Cotruță a fost împreună cu domnul profesor Adrian Cioacă, președinte la Universitatea Alexandria, și Patricia Jderu, vedetă în devenire. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere! La revedere!